Mănăstirea Neamț reprezintă unul dintre cele mai vechi și mai importante așezăminte monahale din Moldova și din țară. Încă din secolul al XV-lea, Mănăstirea Neamț avea o școală de caligrafi, copiști și miniaturiști care au lăsat posterității lucrări de o deosebită valoare istorică și liturgică. Biblioteca alcătuită aici s-a îmbogățit permanent de-a lungul anilor, cuprinzând, înaintea incendiului din 1862, peste 4430 de manuscrise. Dintre acestea au mai rămas astăzi aproximativ 500. Cel mai vechi manuscris care se păstrează la Mănăstirea Neamț este un tetraevanghel scris pe pergament la sfârșitul secolului al XIV-lea. Multe alte manuscrise, copiate și împodobite la Neamț, se păstrează azi în biblioteci și muzee din țară și din străinătate.